Maestre, este vorba despre Elon Musk, fondatorul Tesla, cel mai bogat om de pe planetă, care spune așa, are un citat. Ceea ce contează este ritmul inovației, deci să vii cu ceva nou dacă vrei să te îmbogățești, accesul la resurse, cu ce faci această inovație și materii prime. El spune că trebuie să ne adresăm trei întrebări dacă vrem să pornim un business de succes, mai exact cât timp îți va lua să construiești, deci trebuie să ai un anumit timp, ai acces la resursele potrivite, ai cu ce să faci și poți obține materiile prime necesare pentru acest business nou. El a venit pe partea asta de inovație. Da, bineînțeles. E foarte ușor când ai atâtea sute de miliarde să... La un moment dat te joci cu ele. Nu, eu aș zice că ne vinde niște gogoși extraordinari. De ce mai avea? Bun, dacă eu sunt zero, da, n-am niciun ban. Dar poate ai o idee inteligentă. Am o idee extraordinară. Bun. Dar ca să pot să o aplic, aici este contradicția din filozofie. Materialismul cu idealismul. Acolo ne-a mutat domnia sa. Înțelegi? Am ideea, dar n-am banii. Da, am banii, dar n-am ideea. Și sunt atât de egoist că banii nu vreau să-i dau altuia care are ideea. Aici este vorba despre... Aici e. Și ne ducem exact la teoria bățului. Mai toate afacerile de succes se fac pe creditare, dacă vreți. Sau pe oameni de afaceri care vin și dau bani și un complex imobiliar când se construiește. O parte vine proprietarul, o parte vine banca, nu, cea care creditează, și cealaltă parte o aduc cei care vor să se mute și cumpără locuințe în fața de construcție. Cum se întâmplă că în momentul când aceste trei lucruri nu sunt posibile, nu le ai, chiar dacă ai tu ideea aia grozavă, trebuie să ai o idee. De unde scot forța materială? De unde scot banii? Păi aici spune și el. Trebuie să te gândești. Păi trebuie să te gândești. Eu spun că dacă întrebăm 100 de persoane, așa, dacă au idee, dacă sunt Lefter Popescu și n-au zero, au zero bani în buzunar, cum fac rest de bani? Să vedem 100 de idei trăznite de a face bani. Dar nu de a face bani în afara legii. Pentru că noi aici vorbim despre afaceri, intrăm în afaceri curate, da, să spunem, da? Adică afaceri care sunt bine stabilite, cu niște fonduri clare. Bun. Știi care sunt primii oameni care au cea mai bună idee, afară de Elon Musk? Cercetătorii. N-au nimic în cap, ei știu că vor să crească. Poveste. Au o poveste care... Aia a fost valabilă în film, că aici nu mai există povești pe stradă. Există numai imaginea. Ce vezi? Și dacă e băiatul deștept, cum am văzut eu cu ani în urmă, și mi-a plăcut fantastic, a zis, aș mânca și eu o șaormă. Toată lumea îi punea bani acolo. Ăla om. Dar ăla care stătea și avea picioarele ascunse în niște pantaloni foarte largi și îi dădea senzația că are picioarele ampotate, nu lua niciun ban. Ba din contră, când unul a zis, hai că vine și poliția acum să-l vezi pe ăsta cum fuge. S-a ridicat și a șters-o. Deci nu pleca cu înșelăciune. Fii corect, cinstit și atunci vei obține bani. Iar cercetător, aș mânca o șaormă. Dar el a primit bani acolo nu pentru o șaormă, poate că pentru o șaormerie. Deci hai să avem ideea și să încercăm să o aplicăm. Dar ca să poți să o aplici, tu mi-ai zis foarte bine că ai gândit că o absolventă de ASE. Foarte corect, mi se pare normal. Dar eu, care am ideea, dacă aș fi în America, poate aș rezolva, dar aici, dacă eu mă duc la bancă și spun, creditați-vă voi cu 100 de mii de euro, că eu am idee ca în 6 luni de zile să scot 100 de milioane. Știți ce spune? Bună ziua! Nu cumva ați greșit. Ați nimerit în altă parte. Pentru că asta e mentalitatea noastră. Mentalitatea naționalității respective e cu totul alta. Ei sunt șefii banilor. Da. Ei știu. Ei știu ei exact știu. Și au un drum sigur, spuneți. Zice, sub formă de glumă, se întâlnește Iții cu lui. Zice, tu știi că poți să mă faci pe mine mai bogat? Și zice, cum? Dar vrei să mă faci? Păi da, dacă eu am așa un prieten bogat, o să-mi fie și mie bine. Foarte bine. Dă-mi, te rog, 100 de dolari. Asta a scos și a dat 100 de lor. Ce ai făcut cu mine? Am făcut un om bogat.
Da. Dar tu știi ce ai făcut acum? Nu mai ai un prieten. Deci mergeți pe premisa că... Mergem pe premisa. Deci în momentul când ți-ai făcut toate planurile astea, el știe foarte bine și ne le-a spus clar, ai ideea, pleci, ai materia primă și începi să construiești. Dar dacă eu n-am idee despre ce să construiesc, ce construiesc? Hai să fac și eu, eu știu, aici în parcare, fac un cotez de câine. Că sunt vreo câțiva câini vagabonzi. Da? Ei, maestră, e dar o idee proastă. Sunt 5 reguli pe care noi le avem aici. Sunt. Avem multe, multe posibilități de îmbogățire în propria țară prin niște idei care sunt la îndemâna tuturor, dar nu au forța financiară. Și vorbeam cu cineva care are o pensiune. Și a zis, când am ieșit la pensie, am zis în felul următor. Jumate de pensie e pentru casă, soția încă lucra că era mai tânără, o jumătate pensie o pun deoparte. Și o să mai construiesc aici în curte încă 3 căsuțe și o să fac o pensiune. Deci el avea ideea, banii i-a găsit că avea dintr-o sursă din care producea, deci nu era lefter, și avea și teren. Deci s-a putut. Dar, nu știu, eu poate sunt eu sceptic. Dacă nu există aceste 3 lucruri, nu le poți face. Și atunci, întotdeauna ce zicem? Investește în cunoștințele și dezvoltarea ta. Dacă eu sunt o persoană, nu știu, zic a noastră, informată, și leneșă, cum vorbeam la punctul, și care nu vreau să fac, nu mă duc nici la școală, nici nu mă duc. S-au anunțat, sunt niște cursuri de 3 zile pentru dezvoltare. Hai să încerc să vedem ce e acolo. M-am dus, am învățat, am venit cu informația. Informația îți dă putere. E, să știi că cine a zis, cine deține informația, deține puterea, este perfectă. Pentru că eu am o informație, nu? Mâine la magazin aduce niște produse pe care eu în 2 săptămâni ies de nus, că depășesc... Dar în orice business, maestre, informația absolut te salvează. Și am prins-o, am luat-o din zbor. A doua zi, nu toată lumea o știe. Eu să mă duc acolo. Sunt primul. Am luat acele produse care, practic, costau cu 60% mai mult. Eu am luat niște bani de aici, dar am luat numai 40%. Presupunând că trebuia să dau 60%, acei 60% au rămas și i-am pus aici. Deja am început să formez un capital. Ajungem la Marx, formarea capitalului. Nu rata ocazia să înveți ceva. Fii cu ochii în patru. De oriunde poți cunoaște, primi o informație, afla niște lucruri care îți pot folosi, iar cunoștințele pe care le-ai dobătit, nici nu vor folosi. Când îți vor folosi cu vârf și îndesat. Muncește din dragoste. Ai făcut lucrurile astea. Măi, eu am făcut-o când am pornit cu ceea ce facem acum, din dragostea pentru zona asta. Niciodată nu m-am gândit că eu voi ajunge undeva unde cineva mă va plăti pentru cunoștințele care le-am dobândit. Că mi-a plăcut să citesc, am învățat și am luat nu numai o sferă, mai multe. Și când eram și lucram până să ies la pensie, aveam o calificare, dar mai am și mai făcut câteva, care mi-au prins bine în viață odată. Că nu s-a mai putut pe domeniul ăla, s-a închis, cum se zice, prăvălia, eu mai știam 2 și am putut să mă angajez în altă parte. Pentru că aveam. Și aveam și pata la maua la mână. Și atunci cine a fost câștigat? Cel care a învățat. Ăla care a zis, du-te mă să le înveți tu pe toate. Mai le întreb și acum, tu șomerești? Da. Deci munca din dragoste, maestre, cu siguranță... Când faci din dragoste, cu pasiune... Va avea rezultate. Nu te duce niciodată, chiar dacă ești bine plătit, să faci o muncă care undeva te poate desconsidera sau te desconsideri tu ca om. Dar numai cu gândul că trebuie să mă îmbogățesc. Lasă-o încolo de bogăție. Vrei să fii sănătos? Să ai dragoste, să ai liniște și pace în casă? Du-te-și, fă o muncă cu dragoste. Când vii acasă, nu o să vii niciodată supărat. Și nici obosit. Nici. Măi, cât ar fi de grea acea muncă, când o faci cu plăcere, eu mi-aduc aminte, am vrut să construim ceva și nu știu de unde. Dumnezeu mi-a dat atâtea forțe că era muncă de 3 zile să o fac.
Și am început la 8 dimineața, am terminat-o la 8 seara. Funcțională. Dar cu dragoste și cu... Chiar dacă mai m-am enervat, mai mi-am dat cu cleștele peste degete. A funcționat. A fost, a funcționat. Zic, mi-a intrat meseria în sânge și am făcut-o. Dar loialitatea. Ei, maestre, un factor cheie, să fii loial. Oriunde ai munci, ținând cont de cunoștințe și de factorul care am zis, fă-le cu dragoste, mai întâlnești un om care ți-a întins o mână. Și tu stai așa, să-i dau. Hai, ce faci? Ți ofer o posibilitate. Dar am un amendament. Vorbim ca americani. Dacă m-ai înșelat, te-am ras, ți-am luat tot ce ai câștigat. Dacă încerci să mă înșeli, ești loial? Cine știe, poate te fac partener de afaceri. Asta contează fantastic. Nu mușca mâna care ți-a dat de mâncare. Nu lovi mâna care ți-a fost întinsă și te-a scos din acel maraz sau din necunoscut. Da? Pentru că sunt mulți. Eu am dat exemplu foarte mulți binevoitori care nu suportă Antena 3. Și acum o să mă înjure, dar le mulțumesc și le trimit gânduri bune ca altceva. De ce nu plec eu de aici să mă duc în altă parte? Ca și cum televiziunea ar fi a mea. Sau a lui. Dar știe să dea. Pentru că cel care... În momentul când eu abia ieșisem la pensie și aveam o pensie așa mititică, mi-a întins o mână și a zis, ai posibilitatea în televiziunea asta să oferi toate cunoștințele care ești și noi te și plătim. Ea spune, cum ar fi fost? Era loial? Nu. Da, aici... 12, 14, 16, 20 de ani. Depinde de nu, caracterul nu, fiecărui om. Da, am avut și alți oameni care au fugit în altă parte și au câștigat mai bine. Sunt priviți poate mai bine moment de alții care știau, a, ăsta a lucrat la Antena, e te mai muța, e dincolo. Nu vreau să spun că n-are treabă. N-are sens. Maestre, mai avem așa, acționează, acționează și dezvoltă-te. Lenea este cel mai distrugător păcat. Acționează la momentul respectiv. Mi-aduc aminte de gluma Lidiei. Păi dacă pe tine te pasc niște necesități și zici, las că mă duc mai târziu, că... Să răcește berea. Acționează când e nevoie, că altfel ai surprize neplăcute, da? Dacă nu știi cum să înveți, stăpânește-ți întâi tendința asta spre lene și dacă nu știi cum să faci ceva, începe, că pofta devine mâncând. Dacă ai farfuria în față și zici, aș mânca, dar mi-e lene. Păi ce aștept să vină cineva să înțeleg, să-ți dea în gură de mâncare? Iar povestea cu dezvoltă-te, bun, ai pornit ceva, ai făcut un lucru. Deja a început să te mulțumească, da? Da. Dacă rămâi numai cu acel lucru, ai rămas undeva aici, pitic. Alții au crescut, nu? Ca și cu un pom. Dacă luzi în fiecare zi sau o floare, crește, dezvoltă. Tu ca om ce aștepți? Nu trebuie să te dezvolți? Pe măsură ce te dezvolți, lecțiile pe care le înveți în viață vor fi mai serioase de multe ori, da? Dar sunt și mai dificile. Și dacă ți se oferă anumite teste de viață, înseamnă că ai totul pentru a le trece. Dumnezeu niciodată nu-ți trimite ce nu poți duce. Și am să vă spun povestea, dar mai târziu. Și maestre, ce poți să faci? Atrage ce gândești. Că toate aceste lucruri sunt în concordanță cu mentalul tău. Ai un mental sănătos, toate aceste lucruri îți vor fi benefice pentru că tu le atragi în viața ta. Dacă persiști în a fi leneș, ți-e lene să și gândești și Doamne ferește. Bun.